În data de 24 august, oamenii legii au reținut pentru 24 de ore un tânăr în vârstă de 20 de ani. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, din incinta unui salon de înfrumusețare din Timișoara, a fost furat un portofel ce aparținea unei angajate. În data de 26 august, în urma investigațiilor efectuate, au fost depistați doi tineri de 16 și 20 de ani, pănuiți de comiterea faptei. Totodată, polițiștii au mai stabilit că tânărul de 20 de ani ar fi a efectuat șase tranzacții în mod fraudulos cu un card bancar ce aparținea unei doctorițe, sustras în data de 17 august din incinta unui spital din Timișoara, în complicitate cu minorul de 16 ani. În urma probatoriului, în ambele cazuri, tânărul de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la furți și efectuare operațiuni financiare în mod fraudulos. Cercetările asupra minorului continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.